Mănăstirea Peri a fost unul dintre așezămintele din Maramureșul istoric, teritoriu aflat azi în Ucraina subcarpatică. În satul Peri, nu departe de Sighet, exista o mănăstire cu hramul Sfântul Arhanghel Mihail, ctitorită de frații Dragoș și Drag, cneși români din Bedeu. Potrivit dorinței ctitorilor, la 13 august 1391, mănăstirea a devenit stavropighie a Patriarhiei din Constantinopol. În consecință, egumenul de aici, ieromonahul Pahomie, a fost numit administrator vlădicesc. O instituție stavropighială, de obicei o mănăstire, era aceea care intra direct sub omoforul, suportarea de grijă, a întâi stătătorului unei biserici, în locul episcopului din acea eparhie. Cuvântul grecesc stavropigion înseamnă literal așezare a unei cruci și se referă la crucile folosite pentru a marca un hotar. În limbaj liturgic este vorba despre așezarea crucii de către episcop la temelia unei noi biserici. Termenul a ajuns să fie folosit mai ales pentru mănăstirile care țineau canonic de Patriarhul de Constantinopol. Mănăstirile stavropighii din epoca bizantină recunoșteau autoritatea patriarhului ca episcop al lor și îl pomeneau la Sfânta Liturghie. De asemenea, îi plăteau canoniconul, o taxă ce asigura patriarhiei un venit substanțial. În ceea ce privește mănăstirea din Peri, informații concrete despre aceasta există din anii 1428, 1494 și 1498, în mai multe acte regale. După părerea unor istorici, mănăstirea din Peri a fost în secolul al XVI-lea și începutul secolului următor reședința unor episcopi ai Muncaciului, precum Ilarie în 1556 și Serghie. Acesta din urmă a fost egumen la Tismana și așezat ca episcop al Muncaciului de Mihai Viteazul. De asemenea, aici s-au aflat și episcopi români ai Maramureșului ca Silovon, Mihai Molodeț și Iosif Stoica, apărători ai ortodoxiei din secolul al XVII-lea. Mănăstirea Peri a fost distrusă cel mai probabil în timpul expediției polone a lui Gheorghe Racoții al II-lea, din anul 1657. În opinia altor cercetători, a fost refăcută pentru o scurtă perioadă de timp, după anul 1703 fiind definitiv prefăcută în ruine. Din 1991 s-au demarat lucrările unui nou așezământ monahal în hotarul satului Săpânța, care păstrează numele fostei mănăstiri. Lăcașul noii mănăstiri, Săpânța Peri, este în prezent cea mai înaltă biserică de lemn din lume. Profesorul Constantin Tomescu a fost unul dintre intelectualii de prestigiu ai Bisericii Ortodoxe Române din perioada interbelică. S-a născut în anul 1890, la 20 februarie, în Constanța. Rămas de copil fără ambii părinți, a găsit sprijin în biserică și slujitorii săi, care l-au ajutat să se înscrie la seminarul Veniamin din Iași. A urmat apoi cursurile Facultății de Teologie din București între 1912-1916, care îi va conferi mai târziu doctoratul. După Marea Unire din 1918, a desfășurat o importantă activitate în Basarabia și Bucovina, provincii de care s-a atașat foarte mult. A fost profesor de istoria Bisericii Române la Facultatea de Teologie din Chișinău, apropiat și sfetnic al episcopului Visarion Puiu, de la Bălți. De asemenea, a fost secretar personal al acestuia în vremea păstoririi ca mitropolit la Cernăuți. A fost nevoit să se refugieze odată cu restul corpului profesoral din calea ocupantului sovietic, predând în perioada 1941-1946 la Facultatea de la Cernăuți, Suceava. Pentru vina de a fi fost timp de 3 luni subsecretar de stat în guvernul Goga Cuza, profesorul a fost reținut și încarcerat în 1950 în închisoarea demnitarilor de la Sighet. A fost eliberat în 1956, dar 2 ani mai târziu a fost arestat din nou și condamnat la 20 de ani de muncă silnică pentru, cităm, uneltire contra ordinii sociale. A fost eliberat în urma decretului general de amnistie din anul 1964.
În privința scrierilor, profesorul Constantin Tomescu s-a remarcat prin promovarea culturii și spiritualității românești. Împreună cu profesorul Toma Bulat a inițiat și condus Arhivele Basarabiei, revistă de istorie și geografie a moldovenilor dintre Prut și Nistru. De asemenea, un timp a fost redactor al revistei Luminătorul. A avut însă colaborări și cu alte publicații bisericești și laice. Pentru activitatea sa a fost cinstit de Patriarhia Ecumenică cu titlul de Mare Dicheofilax, iar de Patriarhia de Ierusalim cu decorația Crucea Sfântului Mormânt. Profesorul Constantin Tomescu a trecut la Domnul la 5 iulie 1983 în București. Permanența Consiliului Eparhial este organism executiv la nivel eparhial, exercitând atribuțiile Consiliului în perioada dintre ședințe. A fost înființată sub acest nume prin Regulamentul pentru Administrarea Averilor Bisericești din Patriarhia Română, votat de Adunarea Națională Bisericească la 26 februarie 1950. Permanența era alcătuită din cei 3-6 consilieri administrativi eparhiali, numiți prin statutul din 1948 permanenți. Aceștia erau numiți de chiriar, iar între 1948-1967 s-a prevăzut numirea lor cu avizul Consiliului Eparhial. Problemele dezbătute erau de ordin bisericesc, cultural, înțelegându-se aici învățământ teologic și catehetic, și economic. Componența și procedura de lucru ale permanenței Consiliului Eparhial sunt prevăzute de articolul 100 din Statutul pentru Organizarea și Funcționarea Bisericii Ortodoxe Române în vigoare. Permanența Consiliului Eparhial se compune din chiriarh, ca președinte, episcopul vicar sau arhiereul vicar, vicarul eparhial, consilierii eparhiali, inspectorul eparhial, secretarul eparhial, exarhul, consilierul juridic și contabilul șef ca membri. În caz de vacanță, prezidează locțiitorul desemnat canonic și statutar. Permanența Consiliului Eparhial se întrunește de regulă săptămânal la convocarea chiriarhului sau a delegatului său. Din încredințarea chiriarhului, permanența Consiliului Eparhial poate fi prezidată de episcopul vicar, arhiereul vicar, vicarul eparhial sau de unul dintre consilierii eparhiali. În acest caz, procesul verbal al lucrărilor este supus aprobării chiriarhului. Secretarul eparhial este și secretar al ședințelor permanenței Consiliului Eparhial și întocmește procesul verbal al lucrărilor. Hotărârile permanenței Consiliului Eparhial se iau cu votul majorității membrilor prezenți și sunt duse la îndeplinire de Cancelaria și sectoarele administrației eparhiale, potrivit competențelor date prin statut și regulamentele bisericești. Așadar, în forma actuală, statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române nu mai stipulează un număr de consilieri permanenți. De asemenea, în articolul 103 au fost prevăzute atribuții precise pentru membrii permanenței Consiliului Eparhial.